doua. Deci la cât este el, înmulțim cu 2. Da. Și 6 la 2, 6. Și facem radical din 6 la 3. Și 6 la 3 cât face? O 216. 216. Deci merge și înainte și înapoi. Da. Uneori scoatem de supra-radical, alteori introducem supra-radical. Mergem mai departe. Radical din 329. 329. Egal. De 329 îl poți creta. Se împarte la... Nu. Îl descompunem. Neapărat. Da. Vedem că suntem blocați, încercăm să descompunem. 329. Da. Prin 2 nu, prin 3 nu, prin 4 nu. Păi prin 4, dacă nu mergi pe 2 nu, ce ești prin 4? Prin 5 nu, 6 nu. 6 doar 3 nu, da, nu mergi. 7 nu, 7. Deci încercăm 7. 7 ori 4. Deci 4, 7, 28. 28. 4, 32 minus 20, cum devine? 4, 49, 7. Deci 49 și merge 7 la a doua. Da. Deci 329 face 7 la a doua. 7 la a treia. 7 la a treia. Face 7 la a treia. Da? Așa este, pe 7 la a doua. Da. Și egal cu 7 pe lângă 7, radical din 7. 7. 7 radical din 7. Următorul? Radical din 180. Radical din 180. Egal cu? Radical din 2 ori 90. 90. Și 90 îl pot scrie ca 2 ori 5. 90 îl scrie ca fiind? 2 ori 5 ori 3 la 2. Deci radical din... 2 la 2 ori 5 ori 3 la 2. 5 ori 3 la 2. Adică 2, 4 6, ori 5, 20, ori 9, ori 180. Și 200 din... 180. Da, bine. 180, corect. Și bine, 6, radical din 5. 6 radical din 5, corect. Următorul. Radical din 147. Prin 7, 7 la... Păi se împarte direct prin 7. Vine 21, încă o dată prin 7 la 2 ori 3. Radical din 7 la 2 ori 3. Ori 3. Și egal cu? Egal cu 7 ori radical din 3. Următorul? Radical din 252. Da. Radical din 2 ori. Deci radical din 2 ori. 124. 124. 24. E bine? Ia uite-te mai odată. 121. Ia mai uite-te odată. Deci 2 în 2 odată. Mm. 2 în 5. De două ori. 126. 126, așa. Mă împarte asta prin 2. Da. Ca să-l am... Să-l vezi. Da. Mai bine, luăm deoparte 252, da? Și descompunem. 2 la 2 ori 63. 126, iar pe 2, 60. De la 3. 3. 21, deci... Vă dat 126, 63 prin 3, 21 prin... 3, nu prin 2. 7 ori 9, nu? 7 ori 9 fac 63. Da. 7. 3, 7 3 la 2. 3 la 2. Deci 2 la 2 ori... Ori 3 la 2 ori 7. Deci vine radical de toate din 2 la 2. 6 ori radical de 7. 7. Și face 6 radical de 7. 7. Radical din... 448. 448. Egal cu? 448 era... 22 la 2. 22? Nu știu, știu că era 48.
Nu. Ceva cu 6 300, cu 48. Decât să cauți în memorie. Mai bine descompun. Da, atunci era terminat. Deci 448 prin 40 odată, dacă vezi, 2 la 2, zicem, ca să meargă repede. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 2 prin 2, iarăși. Deci merge prin 2. Da. 56. Iar prin 2. 7 ori. 7 ori, da. 7 ori la, la 3. Deci este cât? Radical din... 2 la... Radical din... 2 la... 2 la 6. 2 la 6. O 7. Așa vine, da? 2 la 6 ori 7. 2 la 6 ori 7. Radical din... Și egal cu? 2 la 3. Așa. Ori radical din 7. Radical din 7. Terminat. Următorul. Radical din 405. Radical din 405. Egal cu? Egal cu... Îl descompunem. Da. Prin... Deci, 405. Păi este 5 ori... stați puțin. Prin 5, 8 ori 5, 41. 9 la 2. 9 la 2. Deci egal cu... 5 ori 9 la 2. Radical din 5 ori 9 la 2. Este 9. 9 radical din 5. 9 radical din 5. Următorul. Da. Am întrebare. Dacă scriam pe 9 ca... 3 la a doua. A, da, era același lucru. Sigur, 3 la 4. Da. Și 3 la 4 este un 3 la 2 și care înseamnă 9. Deci nu poate fi tot radicat. 242. Radical din 242. Descompunem repede. Da. 1, 2, 1. Deci prin 2, 1, 2, 1, 121 cât este, îl știm. 11 la a doua. Deci 11 la a doua. Și atunci zicem egal radical din radical 11 la a doua, 11 la a doua ori 2, egal cu 11 radical la 2. Radical din 2, da? Următorul. Radical din 567. Radical din 567. Îl descompunem. Cum să fie aici tema? Radical, nu? Da. Radical. Proprietăți. Proprietăți. Și ce am mai făcut aici? Radical, proprietăți. Scoaterea și introducerea sub radical, da? Da. Scoaterea. Da? Și introducerea. Introducerea sub radical. Da, scoaterea și introducerea sub radical. Da? Și ce am mai făcut aici? Am scos, am introdus un radical și am factor comun am adus, nu? Factor comun. Am pus asta așa, asta. Ideea e că uităm la sfârșit să facem sinteza și așa să se vadă tot timpul acolo, ca de afiș. Te rog, următoarele chestiuni. Era radical din 567. Radical din 567. Radical din 567. Este radical din 7 ori 9 la a doua. Radical din 7 ori 9 la a doua. E bine? Da. Merg pe mâna ta. 9 la a doua cât face? 9 la 2, 81. 81. 81 ori 7. 7 ori 7. 7 ori 7. E bine. Da. Și face 9 la 2, radical 9. Din 7, da? Da. Cum 9 la 2? 9? 9, sigur că da. Corect, 9, radical din 7, următorul. Radical din 363 este egal cu 3 ori 11 la 2, egal cu 11 ori radical din 3. 3 ori 11 la 2, 121 și face, încă o dată? 11 radical din 3. Corect. 294. Radical din 294. Descompunem. Da. 147. 147. Prin 3.
Nu, prin 7, prin 7. Prin 7, da. Cu 2 ori. 2, 21, 3 și cu 7. 3 ori 7. Deci este 6 ori 7 la a doua. 6 ori 7 la a doua. 7 la a doua, 7 radical din 6. 6, 7 radical din 6. Radical din 360. Radical din 360. Egal, descompune repede, 1, 2, 0, încă o dată prin 6, 20, 2, 10, 2, deci 5. 2 ori 3 ori 6, 3 ori 6 este 3 la a 3-a, nu, 3 la a 2-a, deci radical din 3 la a 2-a, ori radical, nu, tot radical. Tot sub radical, da. 3 la a 2-a, ori 2 la a 3-a. 2 la 3. Ori 5. Ori 5. Și iese cât? Radical 3 ori 2. Deci în fața radicalului 6. 6. Radical din 5 ori 3 ori, nu, 5 ori 2. 2 la 2. 2 la 2 e așa? Nu. O 2. O singură 2. 2 la 3 a 2 la 2 a ieșit în fața ei și urmați 2 la 1. Păi dacă a ieșit pe o 2, nu m-a greșit. De ce? Că ar fi fost 3 ori 2 la 2. Păi în față a ieșit un 3 și un 2 de aici. Da. Și 8, 6. Și rămâne 2 ori 5. Și 2. Da. Dar tu ai spus... Și l-ați spus 2 la 2. Așa. Da, ai spus 2 la 2. Deci 2 ori 5, adică 10. 10. Sigur, dacă aici vedeai mult mai rapid, așa, 360 și 36 ori 10. Da. Deci radical din 36 ori 10. Și 36 e 6 la 2, iese în față, 6 radical din 10. Da. Da? Deci și anumite lucruri care trebuie văzute. În funcție de greșițiu, cum te prinzi repede, 360, 36 ori 10. 36 deja. Mergi mai departe. Radical din 540. 540. Radical din 54 ori 10. Așa, pe 54 pot să scriu ca 6 ori 9. 6 ori 9, da? Radical din... sau 2 ori 9. Sau pot să scriu direct. 2 la a 2-a. Așa. 2 la a 2-a ori 3, 3 ori 3 la a doua, 3 la a treia. Bun. Ori 5. 5. 2 ori 3, nu, 6. 6 de dată. Radical din 10. 10, corect. 6 radical din 10. Am greșit ceva? La celălalt am dat același lucru. Sigur am greșit ceva, da? Numărul ăsta este 540 și celălalt e 360. Da. Hai să mai vedem încă o dată. Aici pe 54 l-am scris ca 6 ori 9. 6 ori 9. 9. Dar era 2 ori 3. Ori 2 ori 5. Da. Ori 3 la a doua. Deci mamă 2 aici. Deci pe 10 puteți să scrieți ca 2 ori 5, nu? Da. Pe 54 este 6 ori 9. 6 este scris ca 2 ori 3 și 9 ca 3 la a 2. Așa. 2 ori 3. Și 2 ori 3. Și ori 3 la a 2. 3 la a 2. Și avem 3 la a 3. Da. Ori 2 la a 2, ori 5. Nu știu ce mi-a. Așa, și de ce nu ne iese 9? Hai spune tu acum. La 3 la 2 rămâne în 3. 3 rămâne. 3 ori 5, 15. 15. Rămâne în 3. E 2 la 2, 3 la 2, rămâne în 3. 3 ori 5, 15. Ai înțeles? Deci, acolo văd care e scris, până aici e perfect scris. Acolo 2 și ori 3 și-a rămas un 3 sub radical. Era 3 la 3. Da. 3. 3 același ori 5 ori 15. Din faci au rămas 2. Era... O fost un 2. M-a scris dumneavoastră 36. 36 este 4 ori 9.
A, da, e corect, da. Da? Așa. Nu poate să... Același răspuns, lumea se diferite, da? Te rog. Radical din 288. Îl descompune. 2, 144, 12 la a doua. 12 la a doua, radical ori, ori 2, nu? Da. Și face 12, 12 ori, ori, radical din, da, 2. Următorul. Radical din 338. 338. Și egal cu? 381, scuzați. 388, da? Nu, era bun, 338. Așa. 8, 7, 3. Prin cât ar merge? Printr-un... 2. 2, că trebuie singur loc. Și vine radical, radical din 2 ori. 2 ori. O dată. 1, 6. 6. 9. 196 este scris ca 169 este scris ca 14 la a doua. Nu, 13 la a doua. 13 la a doua, deci e cam radical din 2. 13 ori radical din 2. 13 radical din 2. Următorul. 430 radical din 432. 432 egal cu... Sunt parte la 2, radical din 2 ori. La 4. La 4. 4, 4, da. Împărțești la... 2 la 2, zice mai aici. Împărțești la 3. O, să lăsăm așa pe 4, da? Da. O dată. În 0, merge de 0 ori, 32, 8. Ori 108, da? Da. 108 era scris ca... 108... Ba da, radical 4 din... 4 ori 27? Da, 4 ori 27. Deci vine radical din 2 la 2. Iar mai vine un 2 la 2. Ori 3 la a 3. Așa, ori 3 la a 3. Deci 2 la a 3, fii atunci. 2 la... 2 la 4. Radical din 2 la 4, ori 3 la 3, da? Deci vine 2 la 2, da, ori 3, da, radical din 2 la... Nu, nu, ori 3. Ori 3, 2 la 4 3. Și 2 la 2. Da. Și la 2, 3, 3 la 1. Da. Deci 4, 3, 12, 12 la... radical din 3. Adică ar fi, dacă îl băgăm înapoi pe 12, ar vine radical din 144 ori 3. Ori 3. Ia vezi, 144 ori 3 fac 432? Da. 4 ori 3, 12? Da, 4 ori 3, 12. Și 21 vatul de ea, 13... Este corect, da. Următorul. Radical din 507. Egal cu, păi 507... Da, din 3. Radical, radical din 3. Da. Ori. Cu una. Da. 20, 3. De 6 ori. Da. 18, 20, 9. Da. Deci nu este 13 la a doua. 13 radical din 3. Din 3. Corect. Următorul. Radical din 810. Este egal cu, păi 810 pot să scriu ca 9 la a doua ori 10, adică 9 la a doua ori 10. Radical, nu, ar fi 9. Egal cu 9, radical din 10. 9 radical 10. Așa. 588, radical din 588. Radical din 588. 2, radical din 2. Da. 5 împărțit la 2, 3, nu, 2. 88 mergea prin 4. Da. Atunci prin 4 începem. 2 la 2. 2 la 2. 1. 1. 4 la 18. 2. 2. 122. În secundă, 4 la 18. De 2 ori. A, nu, nu. 4 la 18 de...
4 ori 4 este 16, 16. 4 așa. Ori. Da. 6. 28. 3, 28 de 7 ori. 7 ori. 147 este 7 la 2 ori 3. 7 la a 2 ori 3. Ori 3, da? Deci vine radical din 14 radical din 3. Ori 7 la a 2 ori 3. 14 radical din 3. Și face 14 radical din 3 răspunsul da. Asta. Următorul. Radical din 180. Radical din 180. Egal cu? 900. 980, da? Prin 4, 2 la 2, radical din 2 la 2. Da. Ori. 2. Da. Nu. Da, 2. Da. 18, 6. Vine 20, 5. 265. Deci, o secundă. Nu puteai să zici așa, 2 ori 5 aici, în 10. 98 ori... 2 ori 49, uite așa. Câte 98 poate să fie scris ca fiind 2 ori 49. 2 ori 49 și ori 10. Așa, deci ori 10 care înseamnă 2 ori 5. Și acum, 49 e 7 la 2, iese 7, 2 la 2, de aici mai sunt 2, da. Și 1 radical din 5. Da. Deci face 14 radical din 5. Deci ăsta ar fi răspunsul altul. 100, radical din 175. Radical din 175, egal cu? Pe 175 pot să scriu ca 175. Cum este 175? Nu, nu, nu. Nu e 1700. O să împar la 5. Vezi cum pun. E de 25 ori câți? Câți dau de 25 într-un... 5. Nu, 5. 3. De 75 și 3. 6. Nu. Ce văd că aș termină în 5? Păi 5 ori 4, 0? Nu, fă așa, într-o 100 cât sunt? Sunt 4 de 25. Da. În 75 cât sunt? 7. 7 de ale 25, da? Că sunt 3 și 4, 7. Deci zicem, radical din 7 ori 25. Da. Și 25 o scăpa? Da. Și face 5 radical din 7 și te-ai plătit. Da. Da? Deci facem și aceste lucruri. Funcții de exercițiu, cu cât ne prinde voi rapid, cu cât mai rapid, poate mai bine. Următorul. Radical din 112. Radical din 112. Radical din 2. 10 de 5. 2, 5, 56. Da, 56. 57 este 7 ori 2 la 3. 2 la 2, cum se cheamă, radical din 7. Deci, 2 radical din 7. Numai 2? 2 radical din 7, așa, da? Da. Dacă îl bagi acum, 4 ori 7, 28. Nu fac 110. Deci, trebuie să ai grijă că... Păi, 56 este 7 ori 2 la... 7 ori 8. 7 ori 8. 8 este 2 la 3. 2 la 3. 2 la 4 ori 7. 2 la 4 ori 7. Radical din 2, 2 la 2 ori 2. Așa. Dar faci controlul, nu poate să fie atâta. Adică 4 radical din 7. Care e adevărat. De 4 radical din 4 fac 16, 16 ori 7. Dă exact așa. Următorul. Este egal cu 3 la 2 ori... Radical din? Radical din 3 la 2 ori 5. 450. 450 este numărul. 450. Și face radical din... Din 3 la 2 ori 5. Ori 2, ori 5. 3 la a doua. Ori 5 la a doua, ori 2. Ori 5, 5 ori 9, 45, ori 2. 15 ori radical 3. Din 2. Și ai zis, face 15? Dar nu, că ați greșit. Că eu am 45, 45 5 la a doua, e bine? Da, păi aia mi-am pus între degeaba. Așa, și fără asta, da? Da. Corect. Că era 10 ori 45.
45, 15, 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 15
pe 768 este radical din 2. Deci 768 egal cu? 68 împărțit la 4, nu merge. Sau merge? 68 împărțit la... 68 împărțit la 4, intră o dată, 28... Da, intră cu 4, radical din 2 la a doua, ori. Deci 2 la a doua? Ori. 7 în 1. 4 în 7. 4 în 7, 1. Da. 36, 9. 9. Și 2. 2. 192 este... Prin 2 merge. Da, iar prin 2. Deci radical din... Radical din 2 la 3. Deci 2 la a... Mai întâi scriu radical din 2 la a doua ori 2. 2 la a doua ori 2 ori. Dacă e, deci... puteți să scrieți direct 2 la a treia ori 192 împărțit la 2. Adică 96. 96. Care e 96 este egal cu... În condițiile astea când nu mergi, așa simți că nu prea te duci, de o parte poți să descompui. Dacă tu aici te-ai fi dus prin 4, că puteai să încerci părțea prin 4, și zicem 4 în 19 de 4 ori, că 4 în 4, 16, 32, nu? 8. Și venea 4 ori 48. Da? Adică un 2 la a doua, mai puneam aici, la 2 este la a doua, mai puneam un 2 la a doua și așa e un 2 la a patra, ori 48. Da. Iar 48 ăsta, cât face? 6 ori 8. 8. 2 la 3, adică 2 la 7 ori, nu, 2 la 8 ori 3. 2 la 8 ori 3. Și cât este desul radical? Radical din, nu, 2 la a 4-a. Corect. Ori 3. Ori radical din 3. 2 la 4 fac 16, 16 la 2 fac 206, 206 ori 3 face 768. Da? Da. Deci imediat ajungem acolo. Alte ieșiți? Acum am început alte exerciții. Da. Radical din 2 la 2 ori 3 la 2 plus 3 e radical din 576. Deci spunem încă o dată. Deci cum sună? Radical din 2 la 2 ori 3 la 2 plus 2 la 2 3 din radical 576. Plus radical din 576. 2 la 2 ori 3 la 2 este 2 ori 3 totul la 4. Cum? 2 ori 3 totul la 2. Așa. Adică este 6 la 2. 6 la 2. Da. Cât este? Dar 6 la 2? 6. Dar nu ați scris bine. Păi, eu am spus radical din 2 la 2 ori 3 la 2 plus 3 radical plus 3, 576. 3 așa, da? Da. Plus 3 radical din 576. Da. Nu mai merg dat pe 3, ori nu l-am auzit eu. Ce v-a întâmplat? Mergem mai departe. 6 face din radicalul ăsta. Da. Plus 3. Dar radicalul e asupra la tot. Adică și asupra lui 3. Primul radical. Deci și asupra lui 576. Așa? Așa, nu? Așa, da. A, așa, am înțeles. Deci vine radical din 6 plus 3 radical din așa. Deci la 2. Deci radical lung, așa. Da, așa. Da? Așa. Așa. A, așa. 3 radical din 576. Plus 3, da. Și pe 576 îl putem scrie ca... La ce se învărțea? 7 ori 9 la 2. 7? 7 ori 9 la 2. Mi-a rămânat asta, să vedem dacă este de la 6 la 2 plus 3 plus radical din
576, nu fi pătrat perfect? Noi. 26 ori 26, cât face? Nu, dar 676. Da, 676. Dar 24, 24. 576. Sigur, da. 24 ori 24 este pătrat perfect. Deci plus cât aici trebuie să fie? 24 la 2. Plus 3 ori 4 la a 2. 24. Da. 24 la 2, 24 rămâne. Că radical din 576 face 24. Și acum vine 6 la 2, plus 3 ori, 3 ori este aici, nu? 3, numai 3 ăsta de aici, plus, așa, 3 ori 24. Da. Cum facem acum? Păi 3 ori 24. Și mulțim aici? Nu. Cum să zicem pe 24? 7, 1, 8 ori 3. 8 ori 3. Sau 6 ori 4. Da. Dar de ce m-am gândit la 6? Ca să scoateți pe 6 la 2 am făcut cum. Asta a fost. Deci radical din 6 la 2 plus 3 ori 6 ori 4. 6 ori 4. 2 la 2. Nu? Da. O zic așa, da? Și egal mai departe cu radical din... Radical din 6 la 3. 6 la 2. 6 la 2. Plus... Plus 3. Plus 6 la 2. Plus 6 la 2. Ori? Ori 2. Că un 2 de aici cu 3 de aici fac 6. Și cu 6 de 6 la 2. Și acum... Scop pe 6 la 2 în faptul acum. Deci radical din 6 la 2. Pe lângă... 2. Nu, 1 plus 2. Adică ori 3. Ori 3. Și egal cu? 6, radical din 6 la 2 ori 3. Adică 6, 6 radical, radical din 3. 3, nu? 6 radical din 3. Da. Sigur că puteam face calculul, efectiv calculul. Și din calculul făcut, dădea un număr că era 36 ori 3. 36 ori 3. Dar nu-i corect, totuși, am impresia. Ia să vedem. 36. Aici e 6 la 2. Ați greșit acolo. Nu e bine 6 la 2. De ce? Ar fi fost, a spus dumneavoastră că ați despărțit. Ar fi fost 6. Da. Ori. 6 ori 2. Păi 6 ori 6. 6 la 3. Păi dice 6 ori 6. Fac 6 la 2. Și mai aveați un 6. De ce? Unde mai e? Pe acolo a scris 3 ori. 3 ori. Iese un 2 de aici și am da, făcut 6. Și cu 6 asta fac 6 la 2 și mi-a rămas un 2 simplu. Și 2 de al de 6 la 2 și cu 6 la 2 fac 3 de al de 6 la 2. Nu? Deci 3 de al de 6 la 2 și atunci nu este... Eu mă gândeam să știu că era 2 ori 3 era 6. 6 ori 2, că mai aveam un 2. Aici e greșeala? Nu, nu, am greșit, m-am gândit altceva. Nu, e bine așa, e bine. E bine. Da, e bine. Deci calculul ăsta, când făceam, 576 este cât am zis noi? Este 24. 24 ori 3. 4. Și adunam cu 36. Și ne dăia un număr. Și când extragem radicalul acela, din numărul respectiv, exact așa crește. Este corect. Da. Că e 6 la 2 și cu 6... Cu 2 de-al de 6 la 2, da, fac 3 de-al de 6 la 2. 6 la 2 ești în față și rămâne doar radical din 3.